După 13 etape disputate, Zimbru are un handicap de 11 puncte față de Șerif și 10 față de Dacia. În privința lui domnul Stroiencu, decizia o să fie luată numai la sfârșitul campionatului. Eu sper că el totuși o să rezolve sarcina care a fost pusă. Directorul general al Galben Verzilor crede că Zimbru s-a îndepărtat de primele două clasate pentru că nu are un atacant de calitate. Pentru a ține pasul cu liderii divizii naționale, Oprea vrea mai multe achiziții în această iarnă. 4-5 jucători de un nivel foarte bun. Trebuie în fiecare linie. Zimbru are programat pentru duminică marele derbi cu Șerif. Meciul va avea loc pe terenul de rezervă de la baza Zimbru.